lăsat aici să fiu fost cu copiii, s-au distrat aici la casa din jos. Și sunt gru suspect care poate fi decât numai rat. Ăsta e un consătean de aici din sat care are multe probleme cu justiția, cu legile. De multe ori fost auzit. Și ce să fie avut cu bătrâna? Singurul motiv pentru bani, mă gândesc. Și acum l-ați găsit, Claudiu, ăla? Unde e? Unde să-l prind? E atât prin spate, că prin spate o vin. Prin spate. O să-l cauți în față, toată noaptea am blat după el. Dar de aici din sat, să știi? Da, de aici din sat. De aici din sat. Urmele trebuie să vadă că se știe. Are număr mare la fapt. E recidivist? E recidivist. Ce-a mai făcut înainte? Mai multe, furturi. Tot felul de probleme. Din asta. La pușcărie a fost? Droaia omoră pe bătrân? Dar ce ai făcut? Putul se naripă de gozări. Venit amunii pe drum în jos, a fost sunat de soție că vine pe drum în jos și aici l-au capturat. Ieli. Îl cunoașteți? Da, 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 da. El ne-a dat și nouă foc. Am un strian când ne-au prins pe noi. Am un strian, ori patru. Da, vine pe uliță în jos și l-am văzut. Ăsta ne-a... Și când o mărți în sus și când o vin în jos. Ăsta ne-a prins și pe noi. Au venit la locul faptei acum în jos. Vine pe drum în jos și a fost sunat că acum apare și aici l-au dibuit. Ieli e autorul. Ieli la toate focuri. Ieli peste tot. O mai fost un incendiu în prin decembrie. Exact, tot Ieli. Ăsta e autorul. Altcineva n-are cine să fie decât ăsta. Și ce ar fi vrut de la bătrân? Bani? Și cu asta se ocupă. Cu asta se ocupă. Dimineața la ora 5 l-am văzut când vinea pe acolo pline, îmi ardea mie de erau pompieri și am spus la soție. Zic că asta e mână de om. Și el e autorul. Ați ușurat după ce l-au prins pe individul ăsta? Da. Da, el e autorul. Că multe au făcut ăsta. Foarte multe. La părinții mei, am avut 2 ani, eram la lac în livadă și o intrat noaptea, eu prin geamul din spate, o deschis geamul și le-au luat banii și carnea din lada frigorifică. Tot el. Da, el e. Ok. Dacă rodea la pahare, la magazin.